foarte, foarte mult. Un tânăr senzațional despre care vom mai auzi, dar am ajuns la trupa Cor, despre care eu habar nu am. Este alcătuită din Cătălina Lumperdean și Ștefan Corbu. Pe Ștefan Corbu îl știu foarte bine. Bună seara, Teo. Iau, bună seara, bună seara. Bună seara, bună seara. Să îți reîmprospătez un pic. În urmă cu, cred că, 3, poate chiar 4 ani, într-un alt spațiu locativ, cântam tot... E foarte bună. Cântam tot într-o emisiune de-a ta cu Nicola. Făceam parte din trupa ei. Cred că tocmai lansase Îți Mulțumesc sau De Mă Vechi, mă, nu știu exact. Cert e că... Cu chipul răvășit. Da, cu chipul răvășit, da. Răvășit. Faza foarte mișto, nu o să uite, a rămas deja... Când ne întâlnim, mai totdeauna ne aducem aminte cu plăcere. După emisiune, nu știu dacă îți mai amintești, ne-am strâns, discutam cum a fost emisiunea, ai venit între noi, v-a plăcut, a fost ok, Nicola a fost bine, ia, da, foarte bine. Am dat unul dintre colegii mei de trupă, s-a uitat la tine și s-a zis, bă, foarte mișto emisiunea, mi-a plăcut și super ce ai zis despre noi, despre trupă. Și tu ai zis, da, ok, ai stat, cred că jumătate de minut, pe care tu te lași și ai zis, bă, dar ce am zis despre voi, la care absolut nimic. Nu-i nimic. Dar... Auzi, a fost în emisiune faza... în care ei vorbeau despre găina, iartă-mă, ia găina de druștă, să nu moară. Deci după asta nu mai puteai să vorbești despre trupă. Certe că faza a fost atât de mișto. Eram într-un loc în care nu erau geamuri multe. Nu erau geamuri multe. A, nu, de ce a fost găina, găina, crede-mă. Măi, Cătălina, nu te supăra, acum... Nu știu faza, nu știu. Se raportează sora ta. Nicola, cu colegul, se certau că el, se certau la modul glumeț, desigur, că el o pune pe ea în situații foarte nașpa. Și el zice, păi, zice, și meriți. Ții minte când eram la bunica ta la țară și a trecut o găină prin fața casei și a călcat o găină? Tu știi ce ai zis, Nicola? Și Nicola a întrebat, ingenuă, ce am zis? Am zis, hai să luăm găina și să o tăiem ca să nu moară. Și să mâncăm, bineînțeles, nu? Păi da, că fata asta a vrut să zică să o tăiem înainte să moară ea din cauzele măcar dacă respective. A lovit o mașină, să o mâncăm. N-am știut. Că dacă apucă găina să moară, nu se penește, mă, nu? Deci vă dați seama, noi dezbăteam probleme serioase. Când poate fi consumată găina în cazul în care o izbește o mașină, natură neprevăzută? Înțelegeți, o izbește vreun fulger, vreun... Foarte rău. Deci aveam niște subiecte și pe atunci... Până la urmă am mâncat-o? Bunică să știe. Cred că da. Cine sunteți voi? Ce v-a apucat asta? Ce șanse credeți că avem acum într-o piață care se cam mănâncă pe ea însăși? Mari. Suntem optimiști de fel și... E vorba de noi. Da. Da. No. Nici pomenală rămăsese la găină. Eu sper că avem șanse mari și cum spuneam, speranța moare ultima, nu? Corect. A, nu, că sigur o să facem treabă, nu e asta problema. Problema e ce facem ca să facem treabă. Adică treabă bună. Tot ce putem, mai bine. Formația s-a înființat în anul 2003. 2003? A fost odată ca în povești. Păi și n-ați venit voi la mine să zice, suntem cord. Nu, suntem... dar se pare că ai fost prima care ai răspuns apelul nostru de data asta, pentru că... Ai fost foarte promptă. Mai de mult, nu au mail ceilalți. Nu merge poșta electronică. Poate. Ideea e că înainte nici nu aveam material pe care să-l putem prezenta atât de bine. În momentul de față lucrăm la album, dar ăsta este un mini-album special pentru tine. Da, mini, wow. Și tocmai pentru că lucrăm intens la album, aproape că uitasem și de faptul că avem un videoclip pe care ar fi trebuit să-l promovăm. Și de luni începând am zis, gata, e momentul să promovăm clipul. Prin urmare am început să dăm veste în țară. Cum spuneam, ați fost primii care ați răspuns și foarte prompt. M-a sunat Mihail, am fost chiar trimis. Wow, dar abia m-am trimis. Cum dat de rapid? Așa păi suntem noi. Și răspundem tot timpul. Că... Da, bravo, fete. Alții doar citesc. Da, eu sunt din avea nici măcar nu citesc. Pe mine mă scui pe mail afară. Intru un mail cu greu. Intru și cum dau o comandă cumva și... și mă trezesc că mă întrebe ceva. A, plus că mai e o chestie pe care vă se pricepe vreunul dintre voi la calculatoare? Cât de cât amândoi. De ce mi-apare la un moment dat o lupă care mi înconjoară segetuța aia? De dau avem pe cineva aproape care știe tot. Asta trebuie cu lupa, nici eu nu știu. Numai mie mi se poate întâmpla. După ce că nu mă pricep... Dar știi vorba aia, Google știe tot? Și ce să scriu? Lupa avea de pe calculator, că nimeni n-a făcut. Orice! Google-it! Google-le! Zi-mi despre tine! Eu. Știu că ești ateistă, piaristă. Am fost.
Am fost. Mai nou sunt event coordinator cu 2DO. Coordinator, da. Da. Îmi salut trupa de la muncă. Doamna Maria Dinu, vă salut. Vă mulțumesc. Ți-a dat liber după amiaza? Mi-a dat. Și sper că îmi dă și mâine. Sper că trebuie să plec acasă la Târgu Mureș pentru că sora mea are un botez. Păi stai puțin, doamna, doamna Maria, stați un pic, doamna, nu-i dați blag, stați așa. Păi tu nu ești din Miercurea Ciuc? Ba da, m-am născut în Miercurea Ciuc, părinții mei pe care iubesc și salut, și mătușa și unchiul și familia și așa, stau în Miercurea Ciuc, sunt din Târgu Mureș. Sora mea și cu mine... Stau în Miercurea Ciuc, sunt din Târgu Mureș. Stau în Miercurea Ciuc, dar ei sunt din Târgu Mureș. Am înțeles, și s-a dus la Miercurea Ciuc, că e mai răcoare. S-au dus acolo să o nască pe ea. Că nu, Ceaușescu dădea apartament cu două camere în cazul în care aveai doi copii. Eu și cu sora mea. Da, corect, corect. Așa. Suntem doar două. Așa se spune. Și ce coordonezi tu? Ce evenimente coordonezi? Coordonai mâine, de exemplu? Mâine nu coordonam, ajutam la organizarea unui eveniment. Atunci ați dă drum. Hai să vorbim și despre muzica lor, zic. Că am vorbit despre găina, am vorbit despre lupa mea de la calculator. Deci cred că tu ești de vină, din cauza ta. Cum apar tu? Să ești de vină întotdeauna. S-a dat drumul la curent! Yeah! Iuhu! Brava! Trăiască Renelu! Mă, s-a mișcat repede nea Renelu ăsta. Ce vorbești, tălică, bre? Păi am dat pe un telefon, s-a pus Renelu în coadă. A, ce bine! Vai, era o liniște de-asta de mormânt. Formația Cord, stimați-le spectatori! Cătălina este într-o perioadă de tranziție la o nouă viață. Ai un pliant cu... Se oprește lumina! Aplauze! Mai Renele! Te la noi nu, înseamnă că e din cauza Cătălinei. Au ceva cu noi, cu noi au ceva. Mă, pe ei cheamă Cord, ori consuma mult? Da, mă. Calorii. Eu mai mult decât el. Înțeleg. Cum spuneam, ai în interior un pliant cu... De la shooting-ul nostru. Mie toată lumea care mi-aduce un CD îmi spune nu deschide, nu deschide, că e gol. Ne mândrim cu el. Nu, deschide, deschide. A, ei sunt... Miroase puțin a stomatolog. Da. Avem și o explicație pentru asta. Un foarte bun prieten al nostru, mai exact cel de-al treilea membru al acestui proiect. Dentist, da. Răzvan Cărligeanu, omul care ne ajută și pe care ți-l recomandăm cu foarte, foarte mare mulțumesc plăcere. Mulțumesc foarte mult. Auzi, dar tu acum o să rămâi cântăreață sau o să... sau o să rămâi... Aseistă. Aseistă n-am fost, nu voi rămâne și nici nu vreau să fiu. Paolo, stai așa, economistă. Au vrut alții, nu eu. Am priceput. Dar tu te iubești cu colegul tău? Platonic. Nu, suntem pur și simplu prieteni, colegi. El are o foarte bună iubită. Salut, Gabi. Ca să știi. Eu am un foarte bun iubit. 5 minute. Salut, Andrei. Andrei a zis că eu... Să știi că nu se vede nu, sunt mai înaltă pe tocuri decât el, de ce legătură are? Păi lasă că mai știm cuplul, na? Ai dreptate, e un impediment. Bine, da, nici eu nu m-aș... Nu e, mă, că știu atâtea. Uite, vezi? Uite-te puțin la privirea lui în timp ce ia... Poza aceea are o poveste la da, shooting. Dar privirea lui nu spune nimic bun. În momentul în care ea îi suflă în ureche, el se uită cu ochi străini și cu ochi. Așa. Povestea pozei respective este alta. Era la începutul shooting-ului, iar Ștefan era prea speriat. Și a zis, mă, fă ceva, bagă o limbă în ureche. Da, uite, limba practic este efectiv în ureche, doar că el nu, în continuare... Nu, n-a fost. Speriat. Cine sunt? Ce caut aici? Da. Dar, într-adevăr, a fost un shooting de milioane. Dar pe copertă și-a mai revenit. Era la finalul ochelarii. Shooting-ului. Exact, la 4 dimineața. Acolo am învățat mai mult Photoshop. Aha. Deci, ce fel de muzică ziceați voi? Că cântați? Că virgulă deci cântăm. Dance. De care? Pop dance. La pe care se face țup-țup, țopa-țopa. Veselie. Nu e house, nu e... Nu e cu diferite influențe. Respectiv. Techno, trans, alternativ, mai multe. Dar rămânem totuși... Depinde în ce stadiu se află Ștefan cu sentimentele.
Păi ar trebui să fie romantic, un pic. General, da, el face negativele, eu fac versurile. Păi și pe dentist, de ce nu l-ați adus? Dentistul are două fetițe mici, drăguțe acasă și trebuie să stea și cu ele și la studio. Păi aducem fetițele aici, că le plimbam eu cu scoamnă. Data viitoare promitem că le aducem. Stimați telespectatori, o să ascultați imediat formația Acord, imediat, doar să avem pauză, să treacă, să avem răbdare să treacă pauza și mai ales să nu se mai oprească și anume curentul. Vă rog!